începe Romanian Roads Luxury Edition. Hai să vă arăt ce mașină am primit astăzi. Vorbim japoneză cu Lexus RX. Orice dimineață începe cu o spălare pe față. Prima oprire din Romanian Roads Luxury Edition are loc la conacul Manasia. Un conac vechi pe lângă Urziceni, unde mai există încă o cramă construită acum vreo 100 de ani cu cărămida contelui Hagianov, care avea aici o fabrică de cărămidă. Știți pe aia cu bunicuțo ce gură mare ai? În cazul mașinii de azi e lexicuțo ce grilă mare ai. E o grilă la care a lucrat un băiat vreo 6 luni de zile și a cărei matriță este creată de un maestru Takumi. Uitați-vă și voi câte detalii. Ca să scoată muchiile astea foarte ascuțite, cei de la Lexus folosesc o tehnică de pliere a metalului ajunsă la a patra generație. În plus, vopsirea este automatizată, logic, ca să meargă producția mai repede. Însă, mișcările roboților sunt inspirate de maestrii vopsitori Takumi. Interiorul lui Lexus RX este o dovadă clară a filozofiei Omotenashi. Ce înseamnă asta? Anticiparea nevoilor și oferirea unui confort de plin. Tocmai de aceea, dacă o să pipăi butoanele astea, o să simți că ele se mișcă într-un anume fel. Ai foarte multe zone căptușite cu cauciuc pentru ca lucrurile tale să nu se miște. Ca să înțelegeți cât de nebun sunt japonezii, lemnul de la interior este realizat de specialiștii diviziei de instrumente Yamaha. Și ca să creeze lemnul ăsta de la interior e nevoie de 8 săptămâni, pentru că trebuie să fie tăiate cumva bucățile astea din interior. La domeniul Manasia, după ce ai mâncat bine, poți să te duci cu domnița aici în caleașcă. Când ai multe probleme acasă, s-a răsturnat basculanta cu probleme peste tine, te urci în Lexus-ul ăsta, oprești muzica de la butoanele astea care au un feeling fantastic și te relaxezi. Pentru că despre asta e mașina asta, despre relaxare, o senzație așa de plutire. Întreruptă, bineînțeles, de cutia asta CVT! Un motor ăsta de 3.5 combinat cu un motor electric, în total 313 cai putere. Adică suficient ca să dai și tu o blăniță în linie dreaptă. Pe viraje se cam înclină, nu e, e ca și cum ai ieșit cu dulapul. După ce te calmezi, după ce ți-ai pastilele, mai mângâi puțin plafonul ăsta, un capitonaj minunat, pielea asta moale, superbă. De-aia plătești 82.000 de euro pe mașina asta pentru detalii. Doar că trebuie să fii și atent și să ai ochiul potrivit să le vezi.
Așa se încheie prima zi din Romanian Roads, cu două mașini foarte tari în spatele meu. Prima dintre ele, cea cu care am mers astăzi, Lexus RX 450H. Pot să vă spun doar atât. Dacă piloții japonezi de avioane de vânătoare din al doilea război mondial ar fi mers cu mașina asta, n-ar mai fi găsit niciun motiv să atace Pearl Harbor. S-ar fi calmat, pentru că devii automat foarte calm după ce mergi cu mașina asta. În schimb, aliaților nemți, cu tancul ăsta din spatele meu, cu panzerul ăsta, și-ar fi propus în continuare să cucerească lumea. Castel Daniel este destinația noastră finală. Arată foarte bine. Hai să vedem ce se ascunde aici. Ce e atât de premium, luxury.